dacă vă veți schimba paradigma, vă veți schimba viața. Dacă doriți să vă schimbați rezultatele, există o condiție absolut necesară. Trebuie să... Se vorbește foarte mult despre paradigme în zilele noastre, deoarece avem de-a face cu paradigmele toată viața noastră. Prin urmare, sunt foarte interesat să ajut oamenii să înțeleagă și să-și schimbe paradigmele. Poate vă întrebați ce este o paradigmă. În esență, o paradigmă este la fel ca un program pe care îl introduceți în calculator. Acest program va continua să funcționeze așa cum doriți să funcționeze, așa cum este programat să funcționeze până când îl veți schimba. Acesta va continua să producă exact aceleași rezultate, exact în același mod, până când veți decide să-l schimbați. În esență, asta este o paradigmă. Paradigma este un program în subconștientul vostru care vă controlează într-o mare măsură comportamentul. Controlează tot ce înseamnă comportament obișnuit. Și chiar așa este. Dacă nu vă plac rezultatele pe care le obțineți, trebuie să înțelegeți că rezultatele sunt cauzate de acțiunile voastre. Urmăriți rezultatele înapoi către acțiune. Care este cauza acțiunii? Este ideea din subconștientul vostru. Vedeți voi, știți deja cum să obțineți mult mai multe decât acum. Problema este că ceea ce faceți nu este deloc ceea ce știți să faceți. Și acest lucru se datorează faptului că, în mintea voastră, există informațiile necesare despre cum să faceți asta. Dar în subconștientul vostru, această informație lipsește. Mintea voastră subconștientă poate fi chiar programată să facă exact opusul. Și până când nu veți schimba programul din subconștient, nimic nu se va schimba. Dacă doriți să vă schimbați rezultatele, există o condiție absolut necesară. Trebuie să vă schimbați paradigma. Știți cum să faceți lucrurile mai bine. Aveți toate informațiile de care aveți nevoie în mintea voastră conștientă pentru a face acest lucru. Dar aceasta nu vă poate controla comportamentul, iar rezultatele voastre depind direct de comportamentul vostru. Mintea subconștientă are un program, se numește paradigmă, și aceasta ne afectează toate rezultatele. Așadar, până când nu veți schimba paradigma, viața voastră nu se va schimba. Ei bine, acum vreau să vă duc puțin mai departe și vreau să vă vorbesc despre cum se schimbă paradigmele. Acesta este un subiect atât de important încât cred că ar trebui predat fiecărui elev de la o vârstă foarte, foarte fragedă, începând chiar de la clasele primare. Deoarece paradigmele controlează literalmente viețile oamenilor. Iar atunci când vedeți oameni care se plâng mereu că s-au săturat să trăiască în felul în care trăiesc, să știți că paradigma este cea care le generează această viață și ei nu știu nimic despre asta. Paradigma este modul nostru obișnuit de a percepe tot ceea ce ne înconjoară, de a face, de a acționa, de a trăi așa cum trăim. Acum gândiți-vă, paradigma este programul din subconștientul vostru care vă controlează comportamentul. Ceea ce știți nu vă poate controla acțiunile și mintea voastră conștientă. Da, este posibil să aveți toate cunoștințele necesare pentru a putea obține o viață mult mai bună, dar nu veți acționa astfel. Și acum vă voi spune ce trebuie să faceți pentru a vă schimba paradigma. Așa cum știți deja, paradigma este un program din subconștient care controlează acțiunile și produce rezultate. Rezultate care nu ne satisfac. Permiteți-mi să vă dau un exemplu. În fiecare dimineață vă este foarte greu să vă treziți și să vă ridicați din pat. Vă treziți foarte târziu, întârziați mereu și aveți tot felul de probleme din această cauză. Ceea ce nu este bine. Dar acesta este un rezultat. Fiecare zi începe cu faptul că ai adormit din nou. Iar acum vă voi spune ce trebuie să faceți. În primul rând, ar trebui să vă puneți ceasul deșteptător cât mai departe de patul vostru. Și doi, trebuie să faceți un singur lucru înainte de a merge la culcare. Înainte de a merge la culcare, spuneți-vă, mâine dimineață, de îndată ce mă voi trezi, mă voi da jos din pat. De îndată ce mă voi trezi, mă voi da jos din pat. Spuneți-vă exact asta. Dați-vă un ordin și apoi mergeți la culcare cu acest gând în cap. Mâine dimineață tot va trebui să vă treziți și să vă ridicați din pat pentru a opri alarma. Când picioarele au atins podeaua, rămâneți așa.
v-ați trezit, v-ați și ridicat din pat. Acum, dacă veți face acest lucru mai multe zile la rând, poate o săptămână, două săptămâni, trei săptămâni, o lună de zile, veți schimba tiparul obiceiului vostru. Iar atunci când schimbi tiparul obiceiului, ai schimbat paradigma. Trebuie să începeți cu rezultatele pe care doriți să le obțineți. Să descoperiți care sunt cauzele care generează aceste rezultate, iar apoi să schimbați cauzele rezultatului. Așadar, în loc să vă spuneți, voi mai dormi puțin, voi amâna alarma de 2-3 ori, spuneți-vă, de îndată ce mă trezesc dimineața, mă ridic imediat din pat și rămân treaz. Exact așa funcționează. Mai întâi te uiți la rezultatele care nu-ți plac și apoi schimbi cauza, schimbi modelul de comportament. Dacă vă veți schimba paradigma, vă veți schimba viața. Eu mi-am schimbat-o pe a mea. Am trecut de la luptă la succes, am trecut de la fi mereu falit la deveni foarte bogat. Dacă eu pot să o fac, pot să o faci și tu. Oricine poate să o facă. Fă-o și tu.